Da. Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod în care vă arăt o zonă modificată recent, mă rog, semi-recent, dar da. Băieții de la Eurotrack s-au gândit să mai facă modificări de hărți, opa. Și oamenii mei au modificat în zona la Salzburg și Innsbruck sau cum se pronunța. Și nu numai. Mai era ceva cu capa, dar nu-i... Nu, vine zi Kaliningrad, dar în niciun caz nu-i Kaliningrad. Klagen... sau cum e asta? Klagenfurt. Da. Modifică foarte multe chestii pe aici de când am mai fost eu în zona asta. Și haideți să procedăm bine și la Hanover. Văd că au modificat iară. Dar haideți să mergem la Innsbruck. Și o să luăm pe drumul ăsta. Pentru că motive. Până enter. Bursă de transport, alegem să transportăm o cistearnă. Hai, am opțiune să păs enter să anulez încărcătura. Încărcarea. Ăla, sunt cisterne de dimensiuni diferite pe aici, văd că o iau pe aia medie. Ce micuță, bă. Uite că e de la Bayer. Cum coborăm suspensia? Nu știu pe care tasta o resetam, mă credeți? O tui de fiecare dată. Așa, dăm avarii, dar nu mi-i cupla remorca. Nu, opțiuni. Aici. Suspensie. Pe capa. Puteam să jur, dar... Am zis, hai să nu. Este... Ha, pare așa micuță, mă, comparativ cu... restul. Și am zis că o luăm pe aici, pe serpentine, ca să plâng. Mă bucur că totuși aproape, dar în altă perspectivă știți că o să dureze foarte mult, nu? Eu trec. Nu! Wow, câtă viteză a venit asta! Pe ce am accident așa o țără? Bă, glonț direct s-a dus. Frate! Așa ceva... Noroc că suntem cu Scania și... avem power. Paua, forță. Iar în intersecții, că mor cu ele. De ce-i pun eu semafoare? Adică e și asta o soluție. M-am oprit în loc. Ai frate, dar zici că tu iei cu tirul curba, nu eu, scădar către țar. L-ați văzut? Și o luat tot, zici că era la balet. Ai mă, lasă-mă. O, se face zi. A, băieți, uitați acolo. Allianz Arena. Frumoasă, a? Da, ce era să fac accident așa o țără? Frumoasă Allianz Arena. N-am cât să zic. Chiar e mumoasă. Hai să frânăm. Depășim. Așa, încetuți. Dar depășim. Trebuie să ies aici de pe autostradă. Nu. Ausfart. Merem la Ausfart, băieți. Am făcut gluma cu Ausfart. Eu nu știu cum se pronunță, vă dați seama. Habarnist. Innsbruck. Hai. Na, uite-te, eu țin W, apăsa și el se oprește în loc. Așa ceva. Mă, se face dimineața? Răsoare, răsare soarele, așa-i? E tâmpit. Dar răsoare, 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 Doamne. Răsare. Ne oprim și la panoramicul ăla, să admirăm locația. Ui, Scania V8. Nu! Îmi place cum s-o gândit el să răstorne așa brusc. Că nebunesc. Noroc că s-a salvat acum un minut. Când probabil admiram Allianz Arena sau făceam dreapta. TM86 HPV. Sunt curios, oare de câte ori trebuie să-mi schimb numărul ca să-l am pe ăla de la mașină? Din IRL. Chiar sunt curios. Chiar sunt foarte curios, chat. Nu, hai că mă enervezi. Cât mergi pe aici? Cu 200 la oră? Uf, obosit. Foarte frumoasă Scania. Hai să ne uităm și la drum. Cale ferată? Sper că nu. Ai doar un pod, easy. Și pe aia încep serpentinele. Cum duc eu pe contrasens, n-am treabă. Who cares? Nimeni. Ne văd că remorca e destul de jucăușă. Sincer. Remorca pare destul de jucăușă, bă, băieți. Mamă, uite cu ce viteză ia pe ăla, curba perfect. Și noi la o intersecție aici, în mijlocul nicăierului. Spre drumul principal, nu-mi pasă. Mă știu pe care e claxonul, dar cred că e pe ăsta. Nici loc de odihnă, dar noi n-avem nevoie de odihnă. Dar aici loc de foto. Sau nu-i loc de foto, dar e loc de admirat. Wow! Ce frumos! Așa. Nu mai are rost. Ce frumos au fost. Ui, ce fain să văd munții. Sunt cam aproape dacă mă întreb pe mine, dar se văd fain. Tunelul. Nu puteam să iau pe la vale, pe acolo. Ui, mă, că să fac două tuneluri pe aici. Hai să ne uităm la drum. Și un pic. Fac două benzi, tunel. Dar în rest ei n-au două benzi, dar fac două benzi. Reier. Au banii pe ăștia, nemții, elvețienii, triecii. Dă-i puii mei, nu? Cine a pus semaforul în drum într-un oraș în mijlocul nicăierului? M-a ajuns un tir. De unde naiba vin ăștia, bă? De unde? Din munți? Bă, iar din munți. Toa. Depășim cifa de beton. Frânăm și iar frânăm. Republic Ostrich. Ai Ostrich, ai? Sau din ăla, curcan. Nu, că tu faci dreapta. Nu mai avea ce să fac. Trebuie să pornesc girofarul. Dar nu m-am gândit. E mai prost așa de fire. Drum cu prioritate. Prioritate de partea mea. Nu stă la ora pe serpentine. Foarte frumos. Mă, dacă te intersecti pe aici, uite. Un drum care duce spre nicăieri, dar de fapt duce spre ceva. Alt drum care duce spre ceva. Și n-am voie eu să-l accesez. Wow. Vine unul pe după curva pe aici, să vedeți voi. Pietoni. Nu, dar e zona de lucrări. Ce localitate? Leithen. N-am auzit, n-am pățit. Clientul meu așteaptă marafa și eu mă plimb prin Alpi. Na, tu ce ești aici? Not wag. Oh, știți ce e asta? Mamă! Știți voi ce e aia? În tirurile, dacă nu mai au frână. Tirurile care nu mai au frână sau mașinile care nu mai au frână se duc și urcă pe așa ceva. Aia a fost. Uite, văd că și aici e una. Genial. Așa e? Trebuie să încerc și eu să intru pe una, dar nu mai contează. Iar îmi iau amendă, mă. Hai, Scania. Am luat și eu drumul al mai lung și mă plâng de ce îmi ia așa mult. Dealer descoperit. Și ce mai îmi dă pe acum? Ce îmi dai? Birou de oameni, de fapt. Ui, ce fain e. Uitați-mă, tramvaiul. Păi ce frumos e. La Temesvar de ce nu-mi bagă tramvaie? Vreau să fie la Temesvar tramvaie. Hai, mă, accelerează-te. Așa, ce aici ai? Bun chat. Asta a fost episodul, mi-am fost de eu, vă salut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă zic că cred că am întârziat cu comanda. Bun, ne vedem pe data viitoare la un nou episod. Ia să vedem. Am că ne-a dat. M-a ajuns în termenul el. Bun, pe data viitoare, chat. Bye, bye.